Salut, eu sunt Gicu, astăzi voi planta o plantă pe nume Canna. Ea se află în această sacoșă și a stat toată iarna în subsol și o voi planta în grădină, în pământ direct, că așa a fost plantată vara și a înflorit frumos în roșu și această plantă mi-a dat-o un prieten, Vitalie. Hai Vitalie, salut! Și planta e foarte frumoasă, sunt aici mai mulți bulbi și voi despărți pe toți. Au stat în subsol ca să nu înghețe iarna și uite, unde se vede de unde am tăiat. Atunci, bun, acum vedem bulbul că este foarte bun și vom despărți acești bulbi, apoi vom planta în grădină. Și hai să-i desfacem încetșor, așa ceva. Și uite că pe unul l-am scos deja, deci da. Și îl vom planta, sper să prindă în grădină frumos acolo. Și eu voi posta niște fotografii cu floarea acestei plante când am florit vara 2016. Și sunt foarte frumoase florile și frunzele sunt asemănătoare ca la banan. Deci, uite, așa e, super! Deci, am despărțit toți bulbii și acum trebuie să-i plantez în pământ și mi-au ieșit undeva 5 bulbi. Deci, hai să-i plantăm, let's go! Pământul este foarte moale că este primăvara și am făcut aici așa loc pentru aceste plantuțe și le plantez aici. Sunt aici 5 bulbi, după cum am spus, și plantez aici frumos, iată că deja aproape sunt toate plantate, încă una a rămas și o punem în margine acolo. Bine, acum va trebui să astupăm cu pământ și așa ușurel astupăm, după aia vom uda și va fi totul bine și sper că se vor prinde. Băi, dacă anul trecut s-a prins, de ce să nu se prindă și anul ăsta? Și așa ceva, foarte simplu. Lucrul ăsta e foarte bine de făcut, e foarte simplu. Deci am finisat de plantat și acum va trebui să ud din abundență. Cred că voi turna vreo două găleți de apă și voi uda așa bine, bine. Și dacă se lasă pământul, pot să adaug pământ după ce ud. Vedeți că s-a lăsat pământul puțin și voi adăuga puțin pământ. Și vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video și abonați-vă la canal. Eu sunt Gicu, ne vedem data viitoare. Ciao!